ce ne transmite Ilie Dobre de la partida Rapid Steaua. Mulțumesc, am intrat, dragi ascultători, în minutul 10 al partidei dintre echipele Rapid și Steaua, meciul derby al primei runde a noua ediție a campionatului Ligii 1, ediția 2014-2015, scorul este egal 0-0, dar cu doar câteva secunde în urmă Steaua a fost foarte aproape de a reuși să înscrie. Ultimul care a ratat a fost Claudiu Cheșeru, a șutat din afara careului mic, incredibil, portarul formației giuleștene i-a bătut fiindcă intervenise Salvator în prima fază. Și balonul a fost expediat pe lângă stâlpul din dreapta la vreo 3-4 metri. Oricum, o ocazie uriașă de gol, cea mai mare după opinia mea, deși cu două minute mai devreme a fost un șut al rapidistului Daniel Pancu, un șut la firul ierbii, care a trecut de asemenea pe lângă stâlpul din dreapta al porții formației steliste. În orice caz, Rapidul evoluează de la egal la egal cu Steaua în această seară, dragi ascultători, iar galeria giuleșteană, deși redusă, este absolut fascinant acum la Tomovici, în cadrul formației giuleștene, șut contrat, intervine acolo foarte bine fundașul central al formației giuleștene, Alexandru Iacob, și reușește să pareze mingea, este expediat în afară terenului de joc și repunere de la margine în favoarea formației Steaua. De pe partea stângă vor repune steliștii în joc, pe partea stângă continuă Andrei Pepeliță între doi jucători al formației giuleștene, până la urmă pierde controlul balonului, intervine foarte bine acolo Tinc și reușește să depăseze mingea, este expediat însă spre mijlocul terenului, dar intervine centralul partidei Alexandru Tudor și va dicta lovitura liberă în favoarea formației giuleștene. Cele două formații se prezintă astfel. Rapid a început jocul cu următorul 11. În poartă Mircea Bornescu, linia de fundaș Andrei Tinc, Alexandru Iacob, Daniel Lung, Marian Stoica. În linia mediană Valentin Negru, Sândulescu, Selagia. În atac trei vârfuri, Alexandru Coman, Daniel Pancu, capitanul formației, și Andrei Ciolacu. Antrenor Ionel Ganea, care iată revine în Giulești. Pe lista de rezerve a formației giuleștene, Virgil Drăghia, portar, jucător de câmp, Florin Călin, Alexandru Dumitru, Daniel Burcea, Săveanu, Cătălin Păun și Mădălin Martin. Steaua a început jocul cu următoarea formulă. În poartă Arlauskis, linia de fundaș Cornel Râpă, Lucas Sucala, Lucian Filip, Iasmin Latovlevici, capitanul formației. În linia mediană Adrian Popa, Andrei Prepeliță, Nicolae Stanciu, Paul Pârvulescu. În atac două vârfuri, Claudiu Cheșeru și Robert Vâlceanu. Pe lista de rezerve a formației steliste, Valentin Cojocaru, portar, jucător de câmp, Alexandru Chipciu, Gabriel Iancu, Cristi Tănase, Alin Toșca, Ionuț Neagu și Răzvan Grădinaru. S-a produs un fault acum jumătate de la formația steliste, dar a fost faultat un giuleștean, jucător giuleștean, care se va ridica peste câteva clipe. Am senzația că este Ciolacu. Într-adevăr, Ciolacu se ridică de pe gazon. Vârful de lanț al formației giuleștene a fost faultat și Alexandru Tudor dictează lovitura liberă în favoarea formației giuleștene la 1,2 m de linia care marchează centrul terenului. Meciul dintre Rapid și Steaua este arbitrat de Alexandru Tudor, din capitală secundară cele două linii, de Valentin Avram și de Mircea Orbuleț, așa cum s-a spus și din studio, arbitrul de rezervă fiind Andrei Chivulete. Observatorii jocului pentru arbitri Constantin Ștefan, fost reputat arbitru, iar observator de joc este Adrian Lănescu de la Liga Profesionistă de Fotbal. Regia tehnică a transmisiunii este asigurată de colegii mei, Marian Pavel și Marian Dinescu. Dragi ascultători, de atunci vă spuneam să prezintă condiții excelente. În tribune, atmosferă extraordinară. Acum stau în ofensivă, Andrei Pepeliță se apropie de marginea careului. Deschide pe partea stânga spre Nicolae Stanciu, central în careu, acțiune periculoasă, Cheșeru, șut, peste transversală. Ocazie uriașă de gol, a doua pentru Steaua, a șutat din marginea careului mic peste transversală, deși venise țâșnise acolo pe traiectoria balonului Mircea Bornescu, totuși a fost o ocazie uriașă de gol pentru Steaua, ratată tot de același Claudiu Cheșeru, dragi ascultători. Deci la numărul ocazilor mari rosite, scorul ar fi, după opinia mea, 2-1 pentru Steaua în disputa cu Rapid. Sigur că echipa giuleșteană revenită pe prima scenă fotbalistică a țării evoluează fără complexe în fața Stelei, o formație experimentată, o formație decisă să debuteze cu dreptul în noua stagiune fotbalistică pe plan intern. Și iată, dragi ascultători, chiar dacă Steaua a învins pe Rapid totuși în Cupa Ligii, oricum contează foarte mult ce se întâmplă pe prima scenă fotbalistică a țării. După ceasul meu, intră minutul 15 al partidei în Giulești, Rapid Steaua în continuare într-un meci extrem de disputat, 0-0. Ilie Dobre, ce s-a mai întâmplat de la ultima intervenție? Da, mulțumesc, minutul 27 al partidei dintre formațiile bucureștene, Rapid și Steaua. Ataca Selei, a încercat o centrală în careul Cerplăcimetru, încearcă să intervină acolo. Claudiu Cișelu nu izbutește mingea, este respinsă de fundașul central formației giuleștene, Alexandru Iacob, în afara terenului și repunere de la margine favoarea Stelei. Minutul 27, vă spuneam, dar din minutul 23, 1-0 în favoarea Rapidului, dragi ascultători. Gol senzațional marcat de Daniel Pancu. A fost o acțiune tipică de contraatac a formației giuleștene, care l-a avut în prim plan pe
Andrei Ciolacu, acesta l-a depășit pe Arlauskis, care totuși a respins în față, mingea a fost preluată de Daniel Pavlov, cum atacă Felic, îl duce un careu, intervine Bornescu, fată de atacă, formația este o continuă și... în disputa dintre formațiile Rapid și Steaua, dragi ascultători, au fost mai mulți jucători ai formației steliste în cadrul formației giuleștene și cred că ultimul care a reluat, a șutat, a fost, mi s-a părut mie, Iasmin Latovlevici, în orice caz mă voi edifica, deci în minutul 29, scorul devine 1-1 în disputa dintre formațiile Rapid și Steaua. Vă spunem, minutul 23 a fost un contraatac tipic al formației giuleștene inițiat de Andrei Ciolacu. A respins în fața Arlauskis, s-a urmărit fața Del Pancu, a driblat încă vreo 2 jucători de la Steaua, a intrat într-un unghi aproape imposibil, totuși a șutat în stânga portarului formației bucureștene Arlauskis. Și din minutul 23 Rapid așadar conducea cu 1-0, acum Steaua a egalat minutul 29. Totuși, cu un minut mai devreme înainte de a asista la înscrierea primului gol, a scăpat singur pe partea stângă Andrei Ciolacu, a intervenit ca un uliu pur și simplu în afara careului, la disperare, aș zice, Arlauskis, acesta l-a faultat în afara careului, a fost avertizat, bineînțeles, imediat de arbitrul Alexandru Tudor Cocatroșul Galben și atunci Steaua a scăpat, dar în minutul următor Daniel Pancu a dat lovitura de grație, deci scorul a redevenit acum egal 1-1, dar trebuie să recunosc obiectiv, dragi ascultători, că după ce în primul sfert de oră am asistat la o dispută în genere echilibrată, totuși inițiativa a trecut de partea Stelei, care a pus stăpânire pe joc și a creat mai multe ocazii, mai multe posibilități a avut de a fructifica și în cele din urmă, iată, a reușit să restabilească egalitatea în minutul 29. Aici, așadar, în Giulești, Rapid Steaua 1-1, este un meci că extrem de plăcut, dragi ascultători, vă spuneam, rapidiști dă o ripostă curajoasă, extrem de tăioasă Stelei, o formație care beneficiază de atul experienței și, bineînțeles, al valorii în ansamblu a jucătorilor. Acum, repunere de la margine în favoarea formației Steaua, scorul ar de redevenit 1-1, dragi ascultători, repunere de la margine, Cornel Râpă, repune mingea în joc, a schimbat cu Prepeliță, reprimește Râpă, acesta are o execuție tehnică defectuoasă, intervine centralul partidului Alexandru Tudor și va dicta repunere de la margine în favoarea formației giuleștene, întrucât Râpă se consideră că a expediat mingea în afara terenului de joc și, prin urmare, out în favoarea formației giuleștene. S-a executat, mingea se află acum la Sandulescu, șută lui Sandulescu și respinge în față Arlauskis. Intervine acolo și colegul său de linia de apărare, Iasmin Latovlevici, și faza reușește echipa bucureșteană să scape de această acțiune extrem de periculoasă formației giuleștene și mingea a fost transmisă acum la foarte lungi de joc, repunere de la margine în favoarea formației steliste. Dragi ascultători, minutul 31 al întâlnirii dintre formațiile bucureștene, Rapid și Steaua, scorul este egal 1-1, legătura în studio, vom reveni. Așadar facem legătura cu posibila întâlnire de fotbal de la Giulești. Da, unde ne apropiem de finalul primei părți a jocului. Ilie Dobre, ce s-a mai întâmplat de la acel 1-1 pe care l-am prins în direct? Da, mulțumesc, dragi ascultători, acum atac Râpă în careul de 17 metri, respinge însă foarte bine Andrei Tink, fundașul drept al formației giuleștene și minge este preluată de cei de la Steaua, scorul este totul la 1. Acum Nicolae Stanciu, balonul pe partea dreaptă ajunge la Râpă, posibilitate centrale, centrale în careu și respinge de acolo Alexandru Iacob în afara terenului de joc, repunde de la margine în favoarea formației Steaua. 1-1, dragi ascultători. Despre golul marcat în minutul 29, surprins în direct, sigur că a șutat Latovlevici, dar cred că a pus acolo piciorul, după opinia mea, Claudiu Cheșerul, l-a șteritat pe Cheșerul, autorul golului, în fond nu mai contează, este 1-1, dragi ascultători, și au mai fost câteva faze, dar să urmărim această acțiune de atac a formației Steaua, concretizată în aceste clipe cu o lovitură de la colțul terenului. Vreo 4 jucători de la Steaua în careul formației Giuleștene s-a acceptat la marginea careului, respinge însă de lângă bară Marian Stoica, el a avut o intervenție salutare, salvatoare în minutul 42, când scăpase Adrian Popa de la numai 4 metri, însă a intervenit acolo in extremis Marian Stoica și a reușit să-și salveze echipa de la un gol ca și făcut. Vă spuneam că Steaua a pus stăpânire pe joc, însă în ultimele 5-6 minute Rapidul a ieșit curajos la ofensivă și a reechilibrat partida. Acum repunere din colțul careului mic, Mircea Bornescu, golkeeperul formației giuleștene, este cel care repune mingea în joc. Minutul 45 al partidei.
În Giulești, Rapid Steaua într-un meci extrem de disputat, un meci între două echipe pline de orgolii, scorul este egal 1-1, au marcat, vă repet, Daniel Panc în minutul 23 și Claudiu Ceșeru în minutul 29 și acum respinge același Marian Stoica pe partea stângă, încearcă să preia acolo și reușește în prima fază colegul său de pe acea parte. Marian Stoica, dar mingea în afară de joc și repunere de la margine în favoarea formației steliste. Cornel Râpă este cel care va repune mingea în joc. Iată ultimele secvențe ale primului act, dragi ascultători. O atmosferă inefabilă în tribunele stadionului giuleștean. S-a aruncat și cu petarde de 3 ori. A treia oară a intervenit centralul Alexandru Tudor și a luat jocul printr-o minge de arbitru. Dar cred că dacă ar mai fi continuat acest tir, ar fi oprit meciul. Mingea la Adrian Popa, la marginea care un dribbling, șut cu piciorul stâng și se ridică însă offside. Claudiu Ceșeru se afla în offside. Dacă ar fi șutat de prima oară primul jucător menționat, sigur că era un pericol pentru giuleșteni și exact în această clipă arbitrul partidului Alexandru Tudor, secundat la cele două linii de Valentin Avram și de Mircea Orbuleț, toți trei din București, pune punct primelor 45 de minute. Rapid Steaua 1-1, dragi ascultători. Rapidiștii au înscris primii prin Daniel Pancu, vă spuneam, dar acțiunea care a dus la înscrierea primul gol l-a avut în centru pe Andrei Ciolacu, iar Steaua a egalat prin Claudiu Ceșeru, o acțiune care de asemenea l-a avut în prim plan pe Iasmin Latovlevici. În orice caz, este o primă parte a întâlnirii extrem de disputată, spectacolul fotbalistic a fost generos, să sperăm că în a doua parte vom asista la același spectacol și bineînțeles că toți iubitorii fotbalului se așteaptă ca ambele formații să ofere un joc foarte, foarte frumos. Dragi ascultători, cedez legătura în casa radio, colegilor mei aflați în studio, vom reveni odată cu reluarea Rapid de secunde. Greu de făcut alte comentarii înainte scorul și minutul, Răzvan. Da, bineînțeles, pentru că în Giulești ne apropiem de finalul întâlnirii dintre Rapid și Steaua. Ilie Dobre, minut, scor și imediat vom reveni cu alte detalii. Da, mai întâi mulțumesc, minutul 79 al partidei, Rapid Steaua 1-3. Vom reveni. Până la alte știri, să ne reîntoarcem la fotbalul intern, așa cum promiteam, Ilie Dobre, cu derbiul bucureștean Rapid Steaua. După ce la pauză a fost egal 1-1, rapidiștii au fost cei care au deschis scorul, iar acum steliștii conduc pe tabelă. Da, mulțumesc, minutul 80 al partidei din Giulești dintre formațiile Rapid și Steaua, meciul derby al rundei inaugurale a Ligii 1 la fotbal. Dragi ascultători, scorul este așadar 3-1 după ce la pauză era 1-1. Rapidiștii într-adevăr au deschis scorul prin Daniel Pancu, un gol spectaculos în minutul 23. În minutul 29 steliștii au egalat prin Claudiu Ceșeru, iar în a doua parte au pus stăpânire pe joc în mod accentuat și au reușit să se desprindă pe tabela de marcaj. În minutul 66, scorul a devenit 2-1 pentru Steaua, a marcat Adrian Popa, dar a fost o eroare de nepermis a mijlocașului formației Rapid, Cătălin Păun. Acesta a pasat înapoi, a interceptat acolo această pas Alexandru Chipciu, a pasat lui Adrian Popa și acesta a reușit să surprinde pe portarul formației giuleștene, pe Mircea Bornescu. Deci în minutul 66, 2-1 pentru Steaua, pentru că în minutul 72, scorul să devină 3-1, gol marcat de Alexandru Chipciu dintr-o pasă primită de la Gabriel Iancu, iar acesta a servit la rândul său de prepeliță. Deci așadar, în minutul 81, actualmente Rapid Steaua 1-3. Steaua a avut și o bară în minutul 50, de aici fortuna a fost de partea ei, sigur că i-a trecut glonțul Rapidului pe la ureche în acea fază, tot Adrian Popa este cel care se dă în bară acum, în care o atac și bară! A doua bară, dragi ascultători, fantastic, iată, se întrec în bară jucătorii de la Steaua, este al doilea șut în bară, expediat de pe partea stângă, din unghi de 45 de grade de la marginea careului mic, jucătorii de la Steaua expediază pentru a doua oară în bară o ocazie monumentală de a se desprinde la 4-1, dragi ascultători, dar iată că din nou, zeița fortuna a fost de această dată de partea Rapidului, așa cum a fost și minutul 50, când Rapidul a fost salvat la șutul lui Adrian Popa. Acum scorul rămâne 3-1 pentru Steaua în disputa cu Rapid. Vă spuneam, a fost un șut în bară de la expediat pe partea stângă, din marginea careului mic, repunere din colțul lui careului mic pentru formația giuleșteană. Scorul rămâne 3-1, dragi ascultători, și să vă mai spun și modificările survenite după pauză în cele două formații, dar să urmăriți din nou această acțiune. Chipciu a fost cel care spune drodul din nou din baură, pasă pe partea stângă, acum șut, centrare pe partea stângă al lui Tănase și mingea este transmisă în afară de lui joc de fundașul central formației giuleștene, Iacob, repunde de la margine în favoarea Stelei.
Să urmărim și această acțiune de atac formației Seliste. Minge la marginea careului, ce pretinde. Prepeliță la marginea careului. Prepeliță pasează și la partea dreaptă, schimbă cu Alexandru Chipciu. Șutul Alexandru Chipciu, însă șut defectuos, mingea trece la vreo 16 metri de stâlpul în dreapta porții formației giuleștene. Deci modificările în cele două formații. Paul Pârpulescu ia acest locul lui Cristian Tănase în linia de mijloc a formației Seliste, pentru că ambii atacanți, Leo Ducheșaru și Robert Vulceanu, să fie schimbați. Vulceanu a fost înlocuit cu Alexandru Chipciu, iar Gabriel Iancu l-a înlocuit pe Claudiu Cheșeru. Modificări și informații a giuleștean, minutul 46, Cătălin Păun l-a înlocuit pe fundașul Daniel Lung. Apoi mijlocașul Alexandru Coman, accidentat, a fost înlocuit cu Mădălin Martin. Și ultima modificare, Valentin Negru, un alt mijlocaș, a fost înlocuit cu Florin Călin. Au mai fost și alte ocazii, dar favorabile Stelei, dragi ascultători. În minutul 58, Cristian Tănase a șutat pe jos de la 30 de metri, reține Bornescu în al doilea timp. În minutul 64, o combinație de efect între Pancu și Ciolacu, o intervenție de ultima clipă a lui Lucian Filip, fundașul folosit de Costel Gâlcă în acest joc. Și acum atacă formația giuleștene pe partea stângă, însă acolo intervine foarte bine fundașul dreapta al formației giuleștene, Cornel Râpă, al formației Steliste. Cornel Râpă, acesta reușește să respingă și mingea ricoșează la portalul formației Steliste, la Arlauskis. Acesta are și un cartonaș galben ca și Daniel Pancu, a expectat balonul spre linia centrală a terenului. Mingea se află acum pe partea stângă în poziția spre Iasmin la Tobi, un carton ofensivă, are în fața un adversar la Respeting, a schimbat diagonală pe partea dreaptă spre Adrian Popa, are mingea se respinsă însă în afară de joc și cred că vom asista într-adevăr la o nouă lovitură de la colțul terenului în favoarea Stelei, într-adevăr. Nicolae Stanciu este cel care va executa de pe partea dreaptă a terenului, deci corner în favoarea formației Steaua în minutul 84 al partidei. Este un meci care poartă amprenta dârzenei între cele două formații, dragi ascultători, dar trebuie să recunoaștem superioritatea Stelei a fost una evidentă în deosebire de prima secundă, în momentul în care Costel Gâlcă a introdus pe teren pe principalele piese de rezistență ale Stelei. Cred că l-a amenajat pentru jocul de la Actobe de săptămâna viitoare. Centrare în careul de 17 metri. Cap acolo a lui Luca Sucăla, mingea s-a trecut peste transferată la părții formației giuleștene, repunere din colțul careului, minutul 85 al partidei în Giulești, Rapid Steaua în continuare 1-3. Da. Au avut și o bară, vă spuneam, de două ori aș putea în bară, te rog. Da, ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Ilie, îți propun să facem un scurt respiro muzical pentru a surprinde ultimele secvențe ale acestei dispute din Giulești, unde sperăm să se mai și înscrie eventual golul cu numărul 5 al acestei confruntări. Steaua are cotă 2.50. În 2013, pentru campionatul 2013-2014, avea 1.90. Pe locurile următoare, Astra 3.80 în 2014, în 2013 avea cota 11, Petrolul 4.50 anul acesta, 8 anul trecut, ca și Dinamo anul acesta, 8 anul trecut, 8. Rapid 150, Universitatea Craiova 100. Cert este că cifrele astea se schimbă și spre binele tuturor. Da, într-adevăr, pentru că se tot schimbă, s-a schimbat și scorul în Giulești. În această a doua parte a întâlnirii, Steaua a reușit să puncteze în două rânduri, ne-a spus Ilie Dobre puțin mai devreme. Adi Popa și Chipciu au fost cei care au marcat golurile pentru formația roșu-albastră. Să ascultăm finalul întâlnirii. Da, mulțumesc, minutul 90 al partidei, de la ascultători, în Giulești, Rapid Steaua în continuare 1-3. Rapidiștii au reușit în ultimele 3-4 minute să revină în joc și să pună probleme apărării imediat a formației Seliste, dar Arlauskis a fost la post și a ieșit cu o fracțiune de secundă mai devreme la fazele în care poarta se era periclitată. Acum iată, respinge Prepeliță, minge este receptată și de la Rapid, care pune scoate pe ofensivă partea dreaptă, încearcă să preia acolo Mădălin Martin, nu reușește, intervine acolo foarte bine Lucian Filip, reușește să câștige. Acum a pasat lui Cristi Tănase, Cristi Tănase este faultat în duelul cu unul dintre mijlocașii formației giuleștene, în speță la această fază cu timp și minge se transmisă spre calul de șeplăcimea al formației giuleștene, dar iată intervine portalul formației Mircea Bornescu și reușește să rețină. Am intrat în primul minut al prelungirilor, jocul a fost prelungit aici cu 4 minute, deci minutul 1 al prelungirilor. Mingea este receptată de cei de la Steaua și a pasat foarte bine spre Chipciu Platonovle și Chipciu este în dispută cu Cătălin Păun, trece de acesta la 30 de metri de poartă. Chipciu rămâne în poziția balonului, încă o dribliu la marginea careului, pe partea dreaptă intervine Adi Popa, intervine portalul formației giuleștene Mircea Bornescu, minge se transmisă înapoi. Acum o recent
centrare în care ul se pe metri de stânge, de acolo foarte bine Sănulescu și mingea este recetată cei de la Steaua care continuă ofensiva o partea dreaptă. Balonul se află acum la mijlocașul Prepeliță la 30 de metri de poartă, pasează pe partea dreaptă spre Nicolae Stanciu, acesta mai departe îl deschide pe dreapta pe Luca Sucala, combină jucătorii de la Steaua în continuare. Balon se află, s-a aflat pentru câteva clipi în poziția aceleași Prepeliță și acum balonul este transmis spre centrul terenului pe partea stângă, alergă la Tovrović în care 11 metri, un spagat foarte bun al lui Asmin la Tovrović, partea stângă continuă, cerare în fața porții, dar nu se afla nimeni acolo. Chipciu era undeva avansat și contraatacă formației giuleștene, dar a încercat acolo mijlocașul formației giuleștene să intervină Selagia, dar balonul a fost receptat cei de la Steaua, din nou Prepeliță schimbă cu Chipciu, Chipciu deschide partea stângă pe Cristi Tănase, atac prelungit al formației Steaua pe partea stângă, se apropie Tănase marginea care lui, un dribling al doilea, câștigă în fața lui Tin, centrale care îl duce pe cemetii, acum din nou pericol, însă cercase acolo să șuteze Nicolae Stanciu, dar balonul a fost receptat de cei de la Rapid și expediat la afara terenului. O nouă lovitură de la colțul terenului în favoarea formației steliste. Al doilea minut al prelungirilor, Nicolae Stanciu va executa cornerul de pe partea dreaptă în direcția atacată a formației Steaua. Acum va executa o mare aglomerare în fața porții. Mingea este transmisă însă înapoi de la mare distanță spre Cornel Râpă, balonul ajunge acum la Prepeliță, dincolo de linia de centru a terenului, schimbă cu Cristi Tănase, mai departe pasează pe partea dreaptă, spre Chipciu, mingea este transmisă de Tănase, pe partea centrală a terenului și acum intervenția lui Lucian Fili, pasă spre același Tănase, Tănase pe partea stângă, încearcă un dribbling la refață pe Cătălin Păun. Balonul este transmis însă pe partea dreaptă și formația steliștă se menține posesia balonului. Joc de pase al steliștilor, din nou Prepeliță pasează pe partea dreaptă spre Nicolae Stanciu, are față la adversar, îl are față pe Ciolacu. Ciolacu are cel un cartonaș galben, a pasat înapoi și balonul ajunge acum la Lucian Filip cu piciorul stâng, transmite în diagonală spre Adi Popa pe partea dreaptă, să vedem dacă va reuși să ajungă balonul, nu mai ajunge și mingea a fost repusă din colțul care l-a luat minutul al treilea al prelungirilor aici în Giulești, dragi ascultători. Rapid Steaua în continuare 1-3 după ce Rapidul a condus cu scorul de 1-0 prin golul lui Daniel Pancu în minutul 23. Dar Steaua a galat, vă spuneam, minutul 29 și a mai reușit să scrie de două ori, plus să expedieze de două ori balonul în bară. Prima oară prin Adrian Popa, a doua oară prin Alexandru Chipciu, care a marcat și un gol și a fost la originea golului marcată de Adi Popa. Mingea se transmite înapoi spre Luca Sucala. Sucala se apropie de marginea căruia este pretimentul formației sale, temperează jocul, schimbă cu Prepeliță, reprimește Sucala pasează spre Nicolae Stanciu, transmite pasa spre același Prepeliță, acesta îl deschide pe Chipciu în cercul median, trece cu balonul dincolo de linia de centru a terenului, rămâne cu balonul la picior, pasă spre Cristi Tănase la marginea căruia lui, în căruia se merge, un dribbling șut acum, fata porții și minge, este respinsă. A fost încă un șut, dar a fost o intervenție excelentă acolo lui Mircea Bornescu. I-a închis unghiul de pătrundere a lui Cristi Tănase, dragi ascultători, și mingea a fost expediată în afara terenului de joc. A fost repus între timp de la Tovrović, care a schimbat cu același Cristi Tănase. Cristi Tănase are în față un adversar, l-avea în față pe cel care a intrat în partea secundă a partidei, pe Florin Călin. Mingea a fost transmisă însă spre fundașul central al formației steliste, spre Sucala, acesta l-a deschis spre Lucian Filip mai departe spre Prepeliță, mingea al mijlocul terenului a Chipciu pasă spre Cristi Tănase este cu spatele la poarta adversă, continuă, pasă din nou spre Chipciu, care se scurcă foarte bine pe spații mici la marginea careului de 15 metri, a încercat o diagonală pe partea stângă, nu a izbutit, acum centrale la Tolvici, însă respinge foarte bine acolo Alexandru Iacob și mingea este preluată pe partea dreaptă de Tinca, acesta este între doi jucători de la Steaua, pierde controlul balonului Mădălin Martin, mingea pe partea stângă și acum din nou titrase în dribbling-uri, o cascadă de dribbling-uri, pasă în partea dreaptă spre Nicolae Stanciu, însă mingea este respinsă însă de Marian Stoica, revin fotbaliștii de la Steaua, câștigă pentru moment fiindcă a intervenit acela Stoica și a reușit să respingă, a început să deschide o partea dreaptă pe Ciolacu, nu a izbutit, mingea a fost respinsă, luptă acolo pentru balon între Ciolacu și unul dintre mijlocașii formației Steaua. Spre Lucian Filip intervine centralul acestei partide și cred că fluieră finalul partidei, dragi ascultători, Rapid Steaua 1-3. Iată, se încheie meciul cu victoria meritată a Stelei, care și-a dovedit superioritatea îndeosebă în repriza secundă, când Steaua a punctat de două ori și de alte două ori expediat balonul în bară. Așadar, rezultat final, Rapid Steaua 1-3, au marcat Danilă Pancu pentru giuleșteni, Claudiu Cheșeru, Adrian Popa și Alexandru Chipciu pentru Steaua. Pun punct transmisiunea directă de pe stadionul Giulești din capitală împreună cu colegii mei Marian Pavel și Marian Dinescu. Toate cele bune, dragi ascultători, la revedere. Mulțumesc foarte mult, Ilie Dobre. Așadar, 3 ani, 9 luni și 10 zile au trecut de la ultimul meci al Sterei fără punct luat pe terenul altei echipe
bucureștene. E bine, în această seară a fost victorie. Aici este o exact invers, așadar Steaua câștigă relaxată cu 3-1. Și Preia și Fia în clasamentul ligii întâi cu această victorie.